Activiști și susținători ai Partidului Renaștere au organizat un flash mob în fața clădirii guvernului. Protestatarii au manifestat împotriva dublării practica salariilor miniștrilor. Aceștia au bătut în oalele goale pe care le-au adus cu ei și pe care, spun manifestanții, moldovenii le văd prea des pe mesele lor. Reprezentanții guvernului au refuzat să comenteze acțiunea de protest. Manifestanții adunați în fața clădirii guvernului la flash mobul organizat de Partidul Renaștere au bătut în oalele goi aduse de ei, exprimându-și speranța că astfel vor fi auziți de membrii cabinetului de miniștri și pentru a le atrage atenția miniștrilor asupra problemelor cu care se confruntă oamenii de rând. Bunica mea are o pensie de 1800 de lei, iar pentru trai are nevoie de 3000 de lei. Ce vor să spună, că poți trăi din această sumă? Ei și-au pus salarii de 50.000. Noi credem că nu e ceva normal. Acest lucru este nedrept și foarte trist pentru oameni. Sperăm că prin această acțiune ne vom asigura că ne aud și măcar să se gândească puțin la oameni. Să ne audă. Ne aud bine acum, nu? Noi vrem dreptate. Reprezentanții Partidului Renaștere și-au exprimat speranța că acest apel al poporului va ajunge la cabinetul de miniștri, căruia i se adresează, iar guvernul va lua măsuri pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. În ultimii 2 ani, moldovenii văd prea des o oală goală pe masa lor. Ne-am săturat de asta. Lăsați oamenii să trăiască normal. Am sunat la guvern pentru o reacție la acțiunea de protest. Purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Voda, a refuzat să ne ofere un comentariu. Nu comentăm, deci e un protest care poate fi organizat, e democrație, respectiv pe partea asta nu avem comentarii deloc. Reamintim că în data de 9 iunie, Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege privind modificările și completările la legea bugetului de stat pentru anul 2023, care conține o majorare a salariilor unor funcționari publici, inclusiv miniștri. Prezentând această inițiativă legislativă a guvernului, premierul Dorin Recean a justificat-o prin necesitatea de a suplini lipsa de personal profesionist în organele administrației publice și de a face această muncă mai atractivă. Vizați de creșteri salariale mai sunt secretari de stat, șefi de departamente și agenții, consilieri, asistenți și alții. Potrivit proiectului publicat, miniștrii vor fi remunerați în baza unei valori de referință de 3.600 de lei. În acest fel, dacă un ministru primește în prezent peste 26.000 de lei, plus indemnizația de 1.300 de lei de care se bucură toți angajații statului, salariul său ar putea depăși 50.000 de lei pe lună. Pentru aceasta vor fi cheltuite încă 86 de milioane de lei de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost susținut de 57 de deputați din Partidul Puterii. Parlamentarii opoziției au criticat inițiativa. Aceștia susțin că în primul rând ar trebui majorate pensiile, precum și salariile altor categorii de muncitori. Autoritățile explică creșterea prețurilor și situația dificilă din cauza războiului din Ucraina.